Eu am dorit astăzi să fac un anunț principal. De ce să pot principal? De atât că pentru mine totul este principal, ceea ce decid eu în timp de viață cât trăiesc. Eu astăzi m-am gândit foarte mult, nu numai astăzi, și ieri, și alaltăieri, și am decis să fac primul lucru și bun. Toată grija cea lumească, să o lepăd, să uit și la numărul unu magazin care m-a supărat pe mine, și la paznicul care m-a palit pe mine, și să nu mai amintesc cum, de amintit a să mintim oricum când a să înceapă cineva a vorbi despre cazul acesta. Dar am hotărât să mă ajute cu dânsii și să nu trag pe guvernul la răspuns. Eu socot că ceea ce trebuie să arăt la lume, eu deja neajunsul toate am arătat cu care m-am întâlnit. Sper că și deam și numărul în magazin, ceva am înțeles, dar și guvernul știe neajunsurile lui și n-ar nu numai decât să-i amintesc. Dă Doamne numai să nu fie din nou cazul cu alți oameni. Și va fi bine când va fi așa cazuri, oamenii sunt și un experiență și să stau la apărare la aceste persoane cu dizabilități, cu vedere, de atât că dacă n-a să apere poporul, apă împăratul o să-i rupe capul la persoana și ea. Așa și aici. Până când nu oprești nebunia la punct, deodată, apă ies înși. De atâta numărul unu magazin, eu vă iert pe voi, vă iert și pe paznici. Dacă și Domnul vă ierte, ap și eu vă iert. Dar eu de-am vă ierta, de-am cum vrea Domnul. Dar în privința la rugămintea aceea cu domnul Renatul Sate, care am adresat eu online în video, corect eu vorbesc, da? Da. Tot am hotărât să amân cerința aceasta din motivul că nu că m-am speriat eu pe cineva sau de ce, din motivul că eu de-am nu mai doresc să lupt pentru ochii mei. Eu doresc să lăs asta, cum va fi în viața asta și asta. Eu socot că nu am putere așa să mă lupt, nu pot eu să mă bat în atâția uși, să rog la fiecare. Am socotit că eu nu m-am mie dispoziția și viața. Cu aceea că permanent îmi amintesc mie că nu reușesc să rezolv toate întrebările acestea. Eu socot așa. Eu lăs așa cum este, cred așa cum merge ca apa. Și dacă cândva Domnul a vrea să-mi ajute pe cineva, a să mă găsească pe mine și a să-mi. Dacă nu, cât n-aș zbace pește în apă, oricum aș face apa. Și de atâta, eu tare mulțumim pentru domnul Renatu Sate, că dacă el a ascultat până la urmă toate rugămintele mele, și tare să și mulțumim și acum să mă ascult până la urmă, că mulțumesc lui că el m-a ascultat, dar nu am nișo supărare pe nimeni, și nu pot zici că el cuiva și cuiva legat este. Și dacă mai apare întrebări la Uleșca, eu răspund, dacă nu, socot că eu cu toți m-am împăcat, adică cu numărul unu magazin și cu guvernul, dar în privința la rugăminte cei care am adresat la Renatul State, cine tare o tras la asta atenție, puteți mă atrage. Minus și 34 de grade de căldură în Chișinău. Numai și m-a anunțat Google. Dar pe multe ori e puțin. Pentru mine, dacă să stau la soare, e mult, dar eu stau în umbră. Da, eu de când data să cânt, cei ce lumea îmi dă bani și mi-ajută, eu îmi folosesc pentru a exista, nu pentru a strânge operație. La operație, aceea că scrie acolo că strâng pentru operația asta, mai mult ca amintire de ceea ce au fost,
Dar nu cum, nici cum nu poate ști că eu sunt pentru operație, că așa banii nu s-au nici nu nici el. Clar că aici se înțelege că aici trebuie să știe cineva, cu doi, trei oameni care au de unde și să se unească împreună și să ducă, să rezolve întrebarea. Dacă a vrea, dar nimeni nu este dator și eu pe nimeni nu oblig. Dar, pur și simplu, zic că aici un om n-a să rezolvă întrebarea mea, că este întrebarea foarte simplă. Da, se poate de ajutat, dar se poate de cheltuit foarte mulți bani dacă asta și Depinde câți și bani se cheltuie, că înțeleg că există acum și ochi bionic și transplant e posibil, sau în cazul tău ce poate să fac să vezi? Transplant de cornee, parcă ziceai, nu? vedeți cum când am vorbit cu domnul profesor de la Germania, el mi-a zis așa. Când îi începe a face operația, merge vorba de transplant la cornea. Dar când îi începe a îmbla chiar în ochi și îi văd mai bine și trebuie, el așa și-a zis că dacă să mai trebuiască adăugător ceva să mai adăugăm, noi să fim nevoiți să adăugăm, n-a să închidem ochiul ăsta așa cum am deschis. Și de atâta să fiu cheltuieli mai asupra decât acele care, de pildă, dacă el a zis că se fac 36.000 de euro, apla cheltuială poate să iasă 50.000 de euro. Asta, deja să știi, el a zis, asta în contract, când noi încheiem, este așa un punct, am ușor nevărul să spun că eu în română nu prea știu cum spune. При случае, если нужно дополнение каких-то внутренних хирургических вмешательств, на тот момент офтальмолог их делает, но оплата совершается за ваш счет. Помоля Баруменов. Ei, cam cum ai spus tu de la început, că situația poate să apară Da, mai de exact. complicată după ce deschide ochiul și nu doar cornee, dar să mai trebuiască ceva transplantat. Da, el așa și-a zis, може там, poate să trebuiască acolo să mai pui forma ochiului și mai corect, sau poate, nu să știi că de tot că la mine cornea asta e acum în situație foarte gravă și prin trânsă cu alte aparate, cu ziul nu se vede nimic, de tot pelicula aceasta nu dă voie nici la aparate să intră înăuntru și să vadă în care situație este. Nu mă, dar când au deschid. Asta eu spun mai mult pentru ca să clarifiez, fac mai clară declarația mea. Am învățat că situația e gravă, serioasă, și a fost spus că se poate, dar este înspre bani. Și când această situație o constata profesor pentru serviciile de asigurări medicale, ei au refuzat să plătească așa bani. Ei nu au vrut să încheie așa contract cu clinica, dar au motivat, dacă nu mă dar să primesc eu statut de azil politician, atunci doar numai ei să începe a face ceva din ceea ce propune policlinica. Dar până când nu privesc așa mulți cheltuieli, când eu până când pentru statul german nu sunt numai pur și simplu ceritor de azil politic. Da, Ca până solicitant. și iată, și mai am eu să ies de toate grupele care am. Eu sunt și la așa civic, la curaj, eu să ies și din acolo, a să ies de la grupa în care sunt la Renat sat și din toate grupele eu am să ies, că nu mai vreau eu să figurez nici într-un grup, nu că nu susțin pe cineva, dar din motivul că am socotit că dacă trebuie susținut pe Oleșca, eu o susțin permanent, cu comentarii, cu astea. Și eu, precum nu văd, eu nici nu prea am făcut foarte mare ajutor pentru ca activist civic la Curaj. Ați văzut cazurile mele când am vrut ceva să încerc, dar dacă nu vieți, nu poți să mi faci nici diplomat, nici de citit documente, dar de tras permanent pe cineva asta. Da, ca să fii activist civic, trebuie să te implici în total, în totul. Dar dacă tu nu vieți și nu poți, apoi nici nu trebuie. Nu poți. Sunt cazuri când vrei, dar nu poți.
vrei, ai puteri, dar nu poți. Și da. Da, dar cu guvernul, cu numărul 1, dacă mai insistai, poate obțineai și justiție, Da. dreptate, de ce te-ai lăsat așa? Eu n-am vrut să-ți spun, Oleșca, ție, că tu nu crezi în Dumnezeu, dar eu am fost la mărturisire și am vorbit cu preotul și m-am îndrumat, mi-a dus așa cum trebuie și că m-am simțit tare greu pe suflet mie, am văzut că prea multe supărări am și trebuie să o las toată grija cea lumească în aici afară și să mă duc la biserică și am făcut ce trebuie și am zis asta eu nu pentru că să mă laud, dar pentru că cu e greu las duc tot la preot să mă răprisească, iar și Oleșca poți, ca e mult ce de lăsat în lume. Nu, nu cred că e cazul. Mulțumesc pentru sfat. Da. Dar eu nu știu ce sfat să-ți dau. În scurt, mai pe scurt, eu mă închid de la lume și vreau să fiu ca o mălebă română, ulitcă. Un melc. Da. Eu și un melc, tot o bel. Întâi ți-ai făcut acasă altar și aveai biserică, dar nu vrei să faci mănăstire și tu să fii singurul călugăr din mănăstirea subsolului tău, cățel. Mi-mi place că măcar că tu nu crezi în Domnul, dar parcă vieți fără că să crezi în Domnul. Înseamnă ai și tu de la Domnul un dar să vieți, numai nu vrei să-L crezi. Nu, eu am de la Doamna. Ai în vedere împărățească ceea ce cerească. Da, 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 nume așa. Nu e Oleș. Sper să aud și idei mai optimiste și mai curajoase de la tine. Foarte optimist. Eu nu sunt pesimist. Eu nu știu de ce tu ai socotit că tamam că eu m-am eliberat, eu sunt bucuros că am iertat pe toți, la nimeni nu sunt dator, pe nimic, cu nimic nu oblic, nu mă plâng la nimic, de ce tu să poți că am eu fost cerere pesimist? Dar man că eu sunt bucuros că am avut timpul când să înțeleg toate lucrurile și să mă răzbiresc între și să înțeleg ce vreau de la viața aceasta. Să viu permanent în spadă cu numărul 1 magazin care deja eu sper că nici paznicul și ala de nu mai lucrează. Ar fi bine să nu știi așa. De atât că dacă eu eram și un președinte sau director la așa magazin, eu era primă și era să fac așa și era să fac să o scot de la funcție. Nu știu. Eu să cot că i-am o... cât trebuie de ținut ură? Un an întreg? Am ținut. Eu nu zic de ură, dar de revoltă, de dorințe de dreptate, cred că trebuie ținut și poate toată viața trebuie să rămâi. Clar că eu trebuie să mă lupt până la urmă, dar astăzi am primit așa de ce. Da, eu putem să câștig și cu guvernul și cu... Câteodată capul a plecat sabia. Dar dacă chiar și nu trebuie să fie capul meu o tăiet, dar oricum mă la plec. Domnul știe ce va fi mai departe. Ia. Mai este un dicton moldovenesc. Cine stă mult cu capul plecat, începe să pască. Și la biserică cam asta vor din cetățeni. Să fie mioare, eu blânde și ascultătoare. Dar eu din contra, așa ca călugăr anti... Nu. Dogmatic. Îi învăț pe oameni să se revolte, să pună la îndoială, să ceară dreptate, nu să meargă cu capul plecat și să ierte tot, orice nedreptate. Eu vreau să spun lucru. E că tu nu crezi în Dumnezeu. Și toată lumea știe că tu nu crezi în Dumnezeu. Ei, nu mai știe toată lumea. Dar tu apeli adevărul și dreptate. Eu nu spun că asta nu este așa, dar chiar este așa. Dar adevărul și dreptate, asta este de la Domnul. Și cel care apără adevărul și dreptate, el apere pe Domnul. Și-o. Хорошо. Ai, dar, la revedere la toată lumea și noi ne vedem cu tine la păscut, Oleșca, așa e? Da, ne întâlnim pe stradă, la pescuit și la păscut. Eu vin de grabă să fac campanie electorală acolo.
Dar tu și vrei și președinte? Nu, dar vreau să susțin o candidată. Nu înțeleg. Tu ești în România, nu? Apoi da, dar aici se termin într-o lună alegerile locale și mă duc acolo să fac campanie pentru prezidențialele moldovenești. Dar pentru ce tu votezi acum? Ca vrei și independent sau cum? Nu, cu Partidul Verde încerc să candidez la La Consiliul noi, Municipal Moldova? București. Dar într-o lună se termină campania, pe 27 septembrie sunt alegerile. Și mă eliberez La și noi? vin la Chișinău. Și la noi și să faci tot? O să fac campanie pentru Maia Sandu. Tu o să o votezi pe Maia Sandu? Să o votez și să o promovez. Și serios? Da. Prima dată aud așa ceva, dar tu și o susții pe Maia Sandu? Da. Tu crezi că e, că e, că eu cât aud de la oameni, e nu prea apere drepturile statului. Ți-am spus și data trecută, dacă te uiți la televiziunea lui Dodon, o să-ți pară că toți adversarii lui sunt monștri. Dar Dodon e un nesimțit care acum s-a dus să se preasfințească la Muntele Athos. E un mafiot și folosește metode murdare ca să-și... Dar domnul Năstase, aici omul ăsta, o știi? N-am încredere în Andrei Năstase și prea puțin Nu. încredere, prea puțină lume are încredere în el. Și nici în Renato Bun. Usată, nici în Dorin Chertoacă, cine mai candidează acolo? Dar și Dorin Chirbacă vrei? Da, s-a dus azi, ceară liste de subscripții, se pare că. Bun, dar ne întâlnim în centru cu tine. Tu o să și la poștă, da? Sau o să vii la mine în centru acolo unde eu șed la copacul meu? O să fiu peste tot. La început o să vin și o să stau probabil 2 săptămâni în carantină la mine Eu în sat. știu că este nici scălători mai întâi, da? Trebuie să stau în carantină întâi la mine în sat 2 săptămâni. Dar și la tine în sat, la noi în Chișinău nu vrei? Dar unde? Și am casă în Chișinău? Mă duc la părinți. Ok, bun, dar ne vedem atunci. Bine, Oleg. Da, nu, tu trebuie să strângi și scălituri pentru că să te prind, ca să intri în, între cei care să fie votat. Nu, Sau aici ce la tu? București am strâns deja, am început campania, mai puțin de o lună Bun, a la noi rămas. în Moldova. Dacă tu ești Dar în cu Maia Moldova eu Sandu, nu înseamnă... candidez, Maia Sandu candidează. Dacă o să-ți propună să semnezi pentru ea, îți propun să semnez. Ah, все, am înțeles. Eu tot încurc pe tine M-am deprins că tu ești independent de toți, dar acum ești dependent Nu, de acum Maia sunt membru de partid. Aici la Verzi, dar acolo o susțin pe Maia Sandu, chiar dacă Mai e de ies, nu am dreapta. împărcat. Da, am înțeles. Все, înseamnă că ți-e nișo este tot anul că trebuie ești. La tine cât ești. Deocamdată da. Mersi. Bun. Noroc. Ai numai bine.